De-a lungul anilor în Parlamentul Republicii Moldova, așa s-a întâmplat că în fiecare legislatură am avut mulți jurnaliști. Și destinul m-a dus și pe mine aici, grație ofertei colegilor din Partidul Socialiștilor. A fost o propunere pe care am acceptat-o, ori m-am convins că uneori jurnaliștii fac și lucruri bune și în Parlament, nu doar în meserie. Primul, eu sper totuși că într-o bună zi vom reveni la discutarea codului audiovizualului și să revenim la normalitate, așa încât audiovizualul să fie în afara politicului, nu așa cum s-a întâmplat acum o săptămână, când instituția publică am readus-o din nou sub control politic, control parlamentar. O a doua prioritate ar fi ca totuși să revenim împreună cu colegii din Comisia de Profil la legea sponsorizării, așa încât să le permitem angajaților din audiovizualul moldovenesc să poată produce și mai mult produs autohton. Doar pentru asta este nevoie de o lege a sponsorizării care să fie foarte clară și să ofere posibilitatea să câștige un ban pentru a produce un content de calitate. Și trei, în măsura posibilităților, să fie utilă și echipei, dar și societății, pentru a nu admite să se aprobe legi antisociale și antinaționale. Legea este lege pentru toți, indiferent că este în Parlament, președinție, guvern sau este la Arad, pe un deal dintr-un sat frumos moldovenesc. Legea trebuie să fie respectată de toți. Mai întâi să fie demonstrată această încălcare a legii, în condițiile în care este demonstrat acest lucru. Pentru asta sunt organe o abilitate care să aplice toate acțiunile necesare în acest sens. Nu sunt eu cea care pot aplica să fac justiție. A fost cel mai frumos loc de muncă pe care și-l poate imagina un reporter începător. A fost la primul post de televiziune independent din Republica Moldova, care se numea Catalan TV. Și am avut marele noroc să-i nimeresc într-o echipă mică, dar profesionistă, de jurnaliști notorii, cu nume cunoscute de publicul larg. Și grație acestor oameni și grație acelei televiziuni care, din păcate, nu mai există, am rămas în meserie. Să luăm tot ce e bun și dintr-o parte și din cealaltă parte. Eu recomand acum doar o singură carte, de Dorian Furtună, Iluzia fericirii, ori foarte bine se încadrează în situația pe care o trăim cu toții astăzi. Nu. A fi parte a echipei și a crede în ceea ce face echipa nu ajută atât de mult un bilet de partid. Dar mă gândesc, mi-ați formulat o întrebare foarte la moment. Mă gândesc și cred că ar urma să fac acest pas. M-ați ajutat să iau o decizie.